Bună ziua și bine v-ați regăsit pe canalul meu de YouTube, sunt Nicu și în acest material vom face un unboxing la un alimentator de laborator care este recomandabil la orice meseriaș, tehnician, electronist care să își echipeze practic laboratorul cu sau atelierul cu aceste dispozitive electronice cu care putem să testăm, nu-i așa, montajele electronice și nu numai aceste surse de alimentare se pot utiliza atât la teste și pot fi utile cât și atât la în regim de laborator, cât și în regim de atelier, atunci când avem nevoie de o funcționare continuă a aparatelor, dispozitivelor care le avem prin atelier, sau când testăm baterii litiu-ion, sau când testăm diverse montaje electronice aferente bateriilor din prezent. Și nu numai a bateriilor, aceste surse, o să vedem imediat despre ce e vorba, aceste surse sunt echipate, după cum observăm, cu acești conectori care se introduc pe panoul frontal și avem doi cleștișori la capăt. Nu am idee de ce au venit două. Ce se întâmplă? E nevoie de prelungire atunci când prelungim, când vrem să prelungim. Ne trebuie un cablu mai lung ca să facem un test la ceva și probabil de asta au montat, au pus în acest colet două testere. Avem, bineînțeles, manualul de utilizare. DC regulated power supply, sursă de putere regulatoare. Și avem manualul de utilizare, este foarte recomandabil începătorilor să-l citească. Și sursa propriu-zisă e foarte bine ambalată. Această sursă de alimentare nu poate lipsi, după cum spuneam, din atelierul electronistului, pentru că avem aceste reglaje, o să vedem imediat, în care putem să alimentăm diverse montaje electronice. Aceasta este o sursă de alimentare de la 0 la 30 de volți și un curent de până la 5 amperi. Vine, bineînțeles, echipată cu cablu de alimentare, acei cleștișori, după cum am văzut, și ambalarea este una destul de bună. Să dau un pic pe pauză ca să scoatem această pungă. Avem cablu de alimentare care îl conectăm inițial la intrarea sursei de alimentare. Avem aici borna de rețea și îl introducem aici. Așa. După ce am introdus cablul de rețea, o pornim, îi facem un mic test și apăsăm butonul de power on, de pornire. Interesant este că aceste surse de alimentare au un gabarit foarte mic, practic. Acest mâner
Nici nu mai trebuia pus. Au un gabarit foarte mic față de cele cu transformator. Ele probabil sunt echipate și în mod sigur sunt echipate cu surse de alimentare în comutație. De aceea au aceste dimensiuni atât de mici. Și după cum observăm, este reglată pe tensiune maximă. Este interesant faptul că ventilatorul de răcire are intră proporțional cu tensiunea de ieșire, intră în funcțiune. Deci practic cu cât dăm tensiunea de ieșire mai mare, cu atât ventilatorul își mărește durația. Hai să-l ascultăm puțin. Da, este interesantă treaba. Și are două reglaje. Are reglaj de curent, de unde putem să reglăm fin, din primul buton, și brut, din al doilea buton, curentul de ieșire, de la 0 la 5 amperi. Avem aici control de curent și control de tensiune, aici control voltage și control curent. Și reglaj fin și reglaj brut al patrulea buton, reglaj brut al tensiunii de alimentare, a tensiunii de ieșire. După cum observăm aici, se reglează la o rezoluție foarte bună, o rezoluție foarte, foarte mare. Bornele de ieșire, observăm că borna de GND, adică borna de masă, este conectată la minus prin această tăbliță, ceea ce este recomandabil, pentru că împământarea de regulă la sursele de alimentare simple este însuși borna minus în cele mai multe cazuri, și de aceea vin cu această clapetă care este conectată între aceste două borne, care de regulă au cam același rol, polul minus cu împământarea. În cazul în care avem împământare, în cazul în care nu avem, ne punem. Pentru că au carcase metalice și necesită împământare. Și bineînțeles, bornele se conectează corespunzător. Și avem borna minus de culoare neagră. Și intră foarte greu. Sunt noi. Dăm un pic pe pauză. Eu mi-am făcut unele de acest fel. Deci aceste borne cu papuci. Și evident că desfacem aceste borne și este mai recomandabil să le punem cu papuci, pentru că la curenți mari, de regulă peste 2 amperi, aceste borne sunt cam slăbuțe, se pot încălzi. Și o să conectăm un bec electric de putere și observăm curentul pe ampermetrul sursei de alimentare atunci când urcăm și coborâm tensiunea. Să vedem și tensiunea minimă care o are, pentru că ar fi interesant ca să vedem dacă pleacă de la 0 V. Deci pleacă de la... Deci chiar este o sursă chiar de precizie, pleacă de la 0,05 V, de la 50 de milivolți. Uimitor. Adică nu este atât de uimitor, dar avem, de exemplu, montaje electronice care necesită o alimentare de 100 de milivolți, de exemplu, sau 0,1 V. Transformat matematic. Și atunci, dacă avem 100 de milivolți, este foarte bine când avem o sursă de alimentare care pleacă de la 0 V, pentru că, de exemplu, să-i dăm aici 100 de milivolți. Să-i dăm 100 de milivolți. Aproximativ 100 de milivolți. Adică 0,1 volți. Și că sunt situații în care avem montaje electronice sau aplicații în care avem nevoie de o tensiune de sub 0,5 volți. 100 de milivolți sau de 200 de milivolți. Și este foarte bine că avem o sursă din care putem să reglăm
tensiuni atât de mici. Și, de exemplu, la un traductor de proximitate sau la un indicator de nivel, cu această sursă îi putem da semnal de intrare pe un montaj electronic de indicație de nivel sau la să simulăm un senzor, de exemplu. Este foarte bine când avem o sursă de alimentare care are o tensiune de ieșire mică, care pleacă de la 0 volți. Deci când putem să-i dăm, de exemplu, avem un indicator de nivel care are un semnal de maxim 50 de milivolți pe intrare. Și e foarte bine când avem o asemenea sursă, pentru că putem să-l testăm. Îi dăm cu semnal, cu ieșirea sursei, semnal pe acel montaj electronic. Dau doar un exemplu. Să punem și niște becuri. Și am luat acest bec de 24 de volți. Este un bec de far de mașină. De 24 de volți la 55 de wați. Și o să plecăm de la 0 volți și să observăm dacă ne arată cu curentul corect. Și în mod sigur că da, cel puțin așa sperăm că ne arată. Acest bec este conectat pe filamentul de fază scurtă de un... și îi dăm curent. Și o să observăm că avem pe miliamper metru chiar și un și ne arată și în miliamperi, ceea ce la o sursă obișnuită nu întâlnim, la cele clasice, care sunt tot același model, dar nu au această opțiune. Să vedem când trece peste 1000 de miliamperi, să vedem ce se întâmplă. Se mută acea virgulă, probabil, s-ar trebui. Se mută și virgula, da, este foarte... Observăm că acest bec se aprinde și ventilatorul intră în funcțiune mult mai, la o durație mult mai mare. Și observăm. Deci, față de sursele anterioare, deci mă refer la același model de sursă, la Ericsson 350D, cum este această sursă, mă refer la același model, sursele anterioare nu aveau aceste opțiuni, de exemplu acest ventilator de răcire care intră în funcțiune proporțional cu puterea de ieșire, această indicație a curentului la care se mută virgula, să observăm. Și acest bec este de 24 de volți. Deci ne indică corect, acest bec de 24 de volți la 55 de wați ar trebui să absorbă un curent de 2,2 amperi și observăm că avem un curent de 2,17 amperi, deci avem un curent de 2,2 amperi aproape, exact cât are acest bec la puterea maximă, la o tensiune de 24 de volți. Deci ne indică corect curentul, ceea ce ar și trebui, pentru că sunt surse relativ scumpe, deci în general le găsim peste 450 de lei, le găsim în comerț. Eu am luat-o de pe EMAG și dacă aveți plăcerea și vreți să lucrați ca la carte, cum se spune, și nu neapărat ca la carte, dar măcar un alimentator de acest fel ar trebui ca să avem oricare dintre noi prin atelier, pentru că are un reglaj de precizie atât în curent cât și în tensiune și putem să testăm foarte minuțios
montajele electronice sau ansamblele sau sistemele care le construim și, bineînțeles, să simulăm anumite situații în care ansamble sau sisteme sau pur și simplu montaje simple pot avea anumite caracteristici tehnice care ne pot fi utile sau care pot fi utile însuși la scopul în care sunt realizate și exploatate ulterior. Sper că v-a fost de folos acest material video. Ne revedem în materialele următoare să discutăm lucruri cât mai interesante despre electrotehnică, electronică și nu numai, iar acestea fiind arătate, vă doresc o zi bună în continuare și spor în tot ce vreți să realizați. Numai bine!